Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Bună dimineața din Tulum, ne-am mutat și vă transmitem salutări calde de pe balconul camerei noastre. Cred că este cea mai bună cazare de până acum din Mexic, cel puțin este pe placul nostru pentru că ne-a oferit foarte multe motive de liniște. Nu acum că e un flex aici în apropiere, cineva lucrează, dar ne-a plăcut mult, este a doua noastră zi aici. Ieri ne-am relaxat, am stat aici pe balcon, am băut o bere, o cafea, am mâncat niște fructe, da. Dar am și muncit. Ne-am propus inițial să fiu așa o zi în care să nu facem nimic, dar nu a fost cazul. Mergem să mâncăm la un restaurant de aici din apropiere, avem un restaurant foarte bun chiar la recepția hotelului și între timp vă arăt camera noastră și vă spunem și cât plătim, mai multe detalii. Ne vedem de la restaurant în câteva momente. Ion s-a instalat comod până la check-in, nu-i rău deloc. Ești ca o prințesă. De fapt, știi ce? Îți lipsesc niște cadâne să-ți facă vânt cu niște frunze de palmier. E bine, da. Băi, deci se prezintă foarte bine hotelul acesta. Noi încă n-am văzut camerele. Bine, le-am văzut pe Booking, vă dați seama. Dar exteriorul, curtea arată foarte, foarte ok. Avem piscină. Super. Și o să stăm undeva acolo, într-o cameră. Foarte, foarte faină arată. Abia aștept să vedem camera. Și sper că observați ceva interesant la Ion, tocmai s-a tuns. Fă și tu o piruietă. Bravo! A costat 5 dolari. 5 dolari a costat acest tuns și spune Ion că este cel mai bun de când călătorim noi full-time. Cel mai bun frizer. Hei, hei, am ajuns în cameră. Arată foarte bine. Este o cameră tipică pentru Tulum. Hello! Avem apă din partea casei, în fiecare zi o să ne dea. Bine, avem două paturi, unul mai mare și unul mai mic, dar cireașa de pe tort este această vedere superbă. Nu m-am lăsat până n-am obținut o cameră cu vedere, am explicat, vreau o cameră cu vedere, neapărat, trebuie să faci cumva. Și ne-a spus că face tot posibilul și uite că a reușit. Yay! Hai să vedem baia. Ce mică e baia, incredibil. Da, dar e ok. N-ai nevoie de mai mult, mai ales într-o vacanță, adică nu vii să stai în camera de hotel, nici în baie. Aici putem să ne facem cafea, deci trebuie să mergem la magazin, în ceaiuri, avem și un frigider. Aici avem un dulap și un seif, dacă vrem să ne punem lucrurile de valoare. Băi, arată super bine. Cât plătim, Ion, pentru această cameră? Tu știi. 50 de dolari. Bun. Da. E un pic cam mult, dar foarte puțin pentru Tulum. Frige, frige, soarele. Foarte cald astăzi și chiar mă gândeam acum, fix mă gândeam la chestia asta, că îmi place Tulumul atât de mult, în ciuda faptului că e mai zgomotos așa noaptea, sunt multe petreceri, dar nu știu, îmi place mult, mi-amintește de Bali, cel puțin cazarea asta m-a dus cu gândul la Ubud. Da, hai să mâncăm, miroase bine. Ca legume, pape. Da. Ardei copți. Ardei copți. Ardei umpluți. Mamă, deci mi-am luat o salată Caesar, dar uitați-vă puțin cum arată. E pentru toată familia. Da, arată delicios. Doamne! Nu pot să mănânc atâta, îți dai seama. Nici nu-mi sfert. Ei la pachet, noroc că stăm aici în spate. Ce se întâmplă în Mexic? Porțile sunt prea mari. Am vrut să-mi iau salată Caesar pentru că am citit că aici a fost inventată salata Caesar în Tijuana, mai exact, din anii 20, dacă nu mă înșel, de către un imigrant italian. Și am zis, hai, dacă toți sunt în Mexic, hai să încerc asta, dar mă așteptam să fie ceva light. Bine, sper că e rețeta originală, adică bănuiesc. De desubt are multă verdeață, într-adevăr, brânză și pui. Din belșug. Poftă mare. Mi-a venit și mie mâncare, e un fel de pilaf cu fructe de mare. Un fel de umplutură de sarmale, cum a spus Andrei, dar mai lipsește ceapa, nu știu, alte ingrediente. Bun? Cred că e un fel de paelia, nu? E un fel de paelia, bravo, bravo, bravo. Un fel de... Ce faci acolo? Îmi pun mâncarea la pachet pentru că evident n-am putut să mănânc. Am mâncat mai bine de jumătate, contrar așteptărilor. Nici eu n-am mâncat tot. Ideea este că ne-a costat această masă 400 de pesos. Tot cu bacșiș. Adică 20 de dolari. Ok, preț bun. Două băuturi și două feluri de mâncare. Și acum eu zic că avem energie cât să pornim la drum în explorare. Mergem la ruinele din Tulum, bineînțeles, numărul 1 ca destinație din această zonă. Am ajuns la destinație și datorită lui Adrian Maha, ghidul român din Riviera Maya, am găsit un loc de parcare gratuit, pentru că altfel se plătește cam 10 dolari, cel puțin, și da, trebuie să traversăm acest pod. Bate vântul, e puțin înourat, dar până ajungem noi la plajă sperăm ca vremea să-și revină și să ne putem bălăci în voie și bronza. S-a cam dus bronzul nostru, Ion. Știți când e lumina foarte proastă și trebuie să stai așa să te strâmbi cu ochii mici? Cam așa suntem noi acum. Acesta este un pasaj pietonal și firele astea de înaltă tensiune trec prin ele, efectiv. Incredibil. Ori au căzut din cauza furtunii, ori așa sunt ele. Nu înțeleg. La intrare oamenii sar pe tine, efectiv. Îți propun variante de parcare, de ghid, îți vând ceva. Și inițial ne-am speriat pentru că se aruncau așa în fața mașinii, n-am apucat să filmez, dar a fost așa un moment ciudat că țipă după tine, stai, nu înainta, nu te du mai încolo, oprește-te, n-ai voie și te sperii, mai ales dacă ești turist și dacă nu știi exact care sunt regulile nescrise în zona asta. Corect. Corect, masca. Cum se spune în spaniola? Mascarila. Mascarila. Ia uitați. Today is no beach, okay? Why? Because our water is closed. It's all the activity on the sea. Din păcate plaja este închisă, nu avem acces la ea. Poate un pic mai târziu sau după amiază ne dau voie. Michigan. Gracias. Michigan. Paparazzi. Paparazzi. What snake is that? We're ready for the picture. No, no, no. What snake? What kind of snake? What kind of snake? Together on the picture. No, no, no. What kind of snake? It's a python. But you can put the snake on you and take a photo with everybody. No, thank you. Okay, see you later. Deci cu pitonul, dacă vrei poză, băieții te așteaptă aici. Adevărul e că m-am speriat văzându-i îmbrăcat așa cu penele alea. Sunt maiași adevărați, ce să zic. Uitați și o iguană aici. Mamă, frate, deci chinuie ăștia animalele. Incredibil. Da, din păcate mai sunt și astfel de mici plăceri pentru turiști, să le numim așa. Sper să mă auziți fără microfon pentru că bate vântul aici, dar priviți câtă lume e la coadă la intrare. Incredibil, deci am fost total neinspirați. Un bilet de intrare fără ghid costă 80 de pesos, aproximativ 4 dolari. Am intrat în parc și nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic cu privire la echipamentele foto-video sau nu ne-au întrebat ce avem în rucsac. Vreau să vă spun că a plouat în ultimele zile în Tulum și uitați-vă puțin cum e pe jos. Azi noapte, da. Acum să vedem dacă ne vor controla de acum înainte, nu știu, poate au puncte de control. Uite, o maimuță, ai văzut? Le vedeți? Aleargă pe aici. Uite, e altceva, altceva. Sunt ratoni ceva, cred. Nu sunt ratoni. Incredibil. Și vă rog un like pentru agent 007 sub acoperire. Uitați-vă la Ion, este Man in Black. În sandale. Și cu mascarila pe față, dar ești comic. Da, știu. Și foarte serios pentru că e somnoros. Haideți că iese lumea din parc. Ia uitați ce e în față, câtă lume. E una dintre imaginile preferate din Mexic, pe care le-am văzut, bineînțeles, pe Google, dar da, într-adevăr o să fie wow. Sperăm să se însenineze încât să aveți și voi parte de o imagine frumoasă a acestui parc. Ruinele din Tulum se întind pe o suprafață destul de mare, de fapt este un sit arheologic, un fost oraș maiaș, dar ce mi s-a părut inerit e faptul că în anul 1518, în momentul în care au ajuns spaniolii aici, orașul Tulum era de dimensiunea orașului Sevilla din Spania. Oh, ce frumos e aici! Spațiu deschis și ruine cât vezi cu ochii. Bun venit la situl arheologic Tulum. În punctul culminant al existenței sale, Tulum a servit ca punct strategic comercial important pentru orașele învecinate, cum ar fi Chichén Itzá, Ecbalcam sau Coba, dar și altor comunități sau entități din America Centrală de astăzi. Datorită locației sale strategice, Tulum s-a dovedit a fi unul dintre cele mai puternice orașe între secolele 13 și 14, în special după căderea orașului rival Mayapan. La scurt timp după ce spaniolii au început ocuparea Mexicului, maiașii și-au abandonat casele, iar ulterior au murit din cauza bolilor pentru care nu aveau dezvoltată imunitatea. Tulum înseamnă zid în Maya, dar cu toate acestea numele original al orașului este Zama, însemnând locul de unde răsare soarele. Doar regalitatea și clasele superioare, aproximativ 300 de persoane, locuiau în interiorul zidurilor orașului, în case de calcar. Restul populației locuia în colibe de paie situate în afara zidurilor cetății. El Castillo sau Castelul este principala piramidă din Tulum și a jucat rol de far. Capitanii bărcilor comerciale puteau vedea lumina zilei prin cele două ferestre amplasate în partea de sus și astfel evitau prăbușirea în recif, pentru că Tulum a fost construit vis-a-vis de un canal ce traversa reciful Palancar, al doilea cel mai mare recif din lume. În momentul de față, clădirile sunt de culoare gri, însă, în vremea maiașilor, acestea erau vopsite în culorile roșu și albastru. Aici este cel mai instagramabil loc, dar și aici, pentru că se vede Marea Caraibilor spectaculos. Ion, îți place? Foarte bine, da. Stau aici la umbră, mă relaxez, mă odihnesc și mă uit la culoarea asta minunată a mării. Da, uitați-vă puțin ce frumos se vede și aș putea spune că dacă n-ar bate vântul, acesta ar fi o zi perfectă, ideală. Deci aici mereu bate vântul. Da, nu știu, în perioada asta au fost foarte multe furtuni și cred că asta este motivul. Na. Uite că oamenii trec dincolo de gard. Trecem și noi, Ion, să facem o poză. Cred că eu am o atracție la animale. Nu știu, mi s-a părut că iguana asta vine spre mine, că vrea să mă atace. Am vrut să mă duc să fac o fotografie și mi-am amintit de pelicanul din Puerto Aventuras care a vrut să mă muște. Am zis că sigur vrea și această minunăție să mă muște de picioare. Recunosc că și pentru mine este o surpriză acest loc, pentru că eu mă gândeam că e ceva exclusiv turistic și iar o să-ți ia banii, nu o să vezi mai nimic și asta gata, e. Dar nu e adevărat, mi-a schimbat părerea cu totul, îmi place maxim. Ce priveliște are, deci până la urmă știi, ok, te încarcă istoria, te îmbogățești cu toate cunoștințele astea pe care le afli despre maiași, te minunezi, dar în același timp te fascinează efectiv și te impresionează priveliștea asta. Pe mine asta mă lasă fără cuvinte, pentru că da, despre maiași am mai aflat și la Chichén Itzá și probabil că o să mai aflăm și la Coba dacă o să mergem, dar mi se pare inedită amplasarea. Este cu totul și cu totul specială. Ceva ce n-am mai văzut. Da, și uitați-vă la noi, deci vântul ne ia pe sus, uitați-vă! Sper că se aude și nu influențează sunetul. Da, din fericire ați văzut că aici nu ne-au confiscat echipamentele, dar dacă nu aveam energie când am ajuns aici, frate, deci acum sunt super fericită, nu știu, parcă... Nu știu, parcă am câștigat ceva, am câștigat la loto, așa mă simt, ca și cum, wow, unde am ajuns. Fabulos locul acesta și recomand neapărat, dacă veniți în Mexic, veniți și aici, pentru că o să fiți, sper, la fel de impresionați ca și noi. Mă ia vântul! Și încă o dată nota 10 cu felicitări pentru amplasare. Nu știu ce să leg, au ales bine. Adevărul e că vântul îți poate strica filmarea. Norocul nostru e că nu ne-au luat microfoanele, dar na. Chiar și în condițiile astea n-a fost ușor să vizităm și mi-a plăcut. Cred că este un top 3 locuri preferate din Mexic. Și acum ne plimbăm prin această grădină. E bine, e umbră, nu bate vântul și e liniște. Nu sunt oameni, nu sunt turiști. A fost un val uriaș care a venit odată cu noi și care a plecat puțin înaintea noastră. Ați văzut și voi câtă lume se afla la El Castillo, dar au dispărut așa încet încet și acum chiar este liniște și plăcut să te plimbi. Da, mi-a plăcut foarte mult acest loc, a avut o energie aparte. Ups! Ups, am lovit camera. Ideea este că de aici mai avem cel puțin 1 kilometru până la plajă și uite că în momentul ăsta chiar ar fi fost bună o bicicletă să ne deplasăm. Îți dai seama că trebuie să ne și întoarcem. Puțină mișcare, Ion, lasă că e bine, așa că nu prea facem noi mișcare. Așa că tu vrei să faci sport, nu? Da, stație de taxi aici. Deci gimbalul nostru a luat-o puțin razna, uitați-vă puțin, dansează pe ritmuri de salsa. Gata, s-a oprit. Pentru că i-am pus această mâță, acest dead cat și atunci are nevoie de puțină calibrare, așa cum are și Ion în momentul ăsta. Cam da. Cam da, nu? Recunoști? Recunosc. Am ajuns la această plajă, dar noi căutăm de fapt Paraiso Beach. E undeva în partea dreaptă, adică putem intra și pe aici, mai este o intrare, așa ne-am explicat domnii. Ce plajă, incredibil! Dar nisipul este făină, făină, ia asta să vă arăt. Uai, ce fin e! Incredibil! Da. Doar că e ud, aseară a plouat destul de tare. Și palmierii, ce frumos și mama mia, frate! Super! Fabulos acest loc, cred că e cea mai frumoasă plajă pe care am văzut-o eu aici în Mexic. Confirm, și nici n-am ajuns pe ea până la capăt. De ce? Pentru că întrunește condițiile. Are palmieri, nisip alb și marea asta turcoaz. Wow! Wow, dacă de alge sunt ei. Da, din păcate e sezonul algelor din cauza vremii. Ați văzut și voi, vedeți și voi de fapt că bate vântul destul de tare. E furtună în larg și aduce algele la mal. A, uite aici un restaurant pe plajă. Chiar nu mă așteptam la asta, credeam că e ceva, o rezervație. A, e Parcul Național Tulum se numește. Din păcate, uitați câte alge sunt aici, la mal. Tone, tone de alge. Strică frumusețea plajei. Da, e foarte frumoasă plaja, dar sunt alge multe. Incredibil câte alge. Și îmi plac bărcile astea ancorate la mal aici. Cât de frumos se văd. Paradis. Paradis. Știți melodia de la Coldplay? Paradise Fix. Ne gusta mucho. Le povestim ce am pățit cu masajul? Da, am testat și noi masajul pe plajă, în Playa del Carmen, de fapt, de 8 martie. Și a fost oribil. Ne-au uns cu ulei pentru $25 de persoană. Deci nici măcar nu ne-au masat, se uitau pe telefon, se uitau la dansatorii de pe plajă. Aveau, zi, povestește-le tu. Dar ne-au umbibat pur și simplu corpul cu ulei. Și atât. Ne-au uns cu cremă, pentru $25 ne-au uns corpul cu ulei. Puteam să fac și eu asta acasă, sincer, gratis, Ion, pentru tine. Și de asta râdeam acum că e riscant acum să mai încercăm, să mai testăm încă o dată, să mai dăm alți bani. E și un disconfort, nu neapărat că te simți păcălit, dar la nivel corporal chiar nu-ți provoacă nicio plăcere. No, no. Așadar, dacă știți voi un loc bun în care să mergem la masaj, în afară... Să mergem la sigur. Da. Lăsați-ne și nouă în comentarii. Foarte multe baruri aici, terase, restaurante, șezlonguri. Dar stăm goală așa. Mai avem puțin și ajungem la cazare și am lăsat mașina tocmai acolo. Cineva a venit cu cortul. De la Decathlon e cortul ăsta, foarte tare. Am ajuns la Playa Paraiso. E frumoasă, într-adevăr, pentru că, uitați, sunt palmieri. Dar ce îmi displace mie sunt aceste șezlonguri. Nu-mi plac deloc pe plajă, adică aș vrea să fie mai sălbatică totuși. Și asta era așteptarea mea. Dar e frumoasă, puțin cam aglomerată pentru gusturile noastre. De aceea o să ne întoarcem și o să mergem la plaja, prima plajă mai sălbatică. Știu că foarte mulți dintre voi o să mă certe pentru ceea ce o să spun, pentru că nu e frumos să compari, dar mi-amintește foarte mult de Gili Trawayan, de Gili Air, de insulele Gili din Indonezia. Deci fix ca vibe, ca imagine, mi se pare că m-am teleportat acolo. Și da, nu cred că Tulumul este supraevaluat. E ceea ce trebuie. Atâta timp cât nu ai așteptări foarte mari și nu te aștepți, nu știu, să fie Maldive sau Bora Bora, atunci n-are cum să nu-ți placă, sincer. Da, poate că e mai comercial pe alocuri, dar sincer, peste tot îmi place cel mai mult din Mexic. Da, și mie îmi place cel mai mult, are așa un vibe fain, e mai sălbatică. Chiar și algele astea știau până la urmă rolul lor. Dar, na, tendința peste tot în lume este ca locurile, plajele, destinațiile turistice să devină din ce în ce mai comerciale. Ne-am instalat comod la plajă, am încercat să găsim un loc mai ferit de lume, mai liniștit, să-i spunem. Avem un mic zid, dacă putem să-i spunem, un drum de alge. Înainte de a ajunge în mare va trebui să trecem prin alge. Prin urmare ne mai gândim, că nu știm ce se ascunde după. Nu o să intri. Nu o să intri în apă? Da, și cam așa arată zona în care stăm noi. Palmieri, cât vezi cu ochii, nuci de cocos. Foarte, foarte frumos arată. Acum că ne-am găsit locul, o să punem puțin pauză și o să ne bucurăm de soare. Stăm cam o oră, două, trei, cine știe. Poate prindem apusul de aici, încă nu avem niciun plan. Nu se vede de aici? Aveam și o speranță că o să văd apusul, dar nu-i nimic. Ne vedem un pic mai târziu. Cum e? Paradis. Îmi place mult. Așa îi spune și numele plajei, nu? Da, Playa Paraiso, mamă, dar bate briza și vine cu nisip. Vezi? Deja eu văd, dacă mă uit spre tine, nu pot, te văd în ceață. Păi, e locul ideal să stai așa, să citești, să asculti valurile, să te mângâie așa briza. Frumos, frumos și peisajul din spatele meu, nu-i rău deloc. O să o luăm spre mașină pe drumul acesta, că mi se pare super frumos. Dar nu pot să mă uit la tine, Ion, că îmi bate nisipul în față. Ai și ochelari de soare. Am și ochelari de soare, dar chiar și așa. Am crezut că putem trece dincolo, dar văd că e un gard și cred că e un camping. De fapt, văd niște corturi amplasate, mă rog, sunt niște mese. Oricum, aici sunt bălării. Sper să nu fie iguane sau alte vietăți. Vedeți că plaja este plină de alge și nu se poate merge decât pe o anumită porțiune, pentru că ar fi fost interesant să vii de la ruine pe plaja sau, mă rog, pe stâncile acelea. Nu știu dacă este posibil, probabil că spun o prostie acum, dar poate că în vremurile bune, când nu e sezonul acesta al algelor, se poate ajunge până pe plajă. Frumos, într-adevăr, uitați-vă încă o dată ce culoare are apa, spectaculoasă de-a dreptul. Ne-am bucurat, cred că ăsta este cuvântul, trebuie să ne bucurăm orice ar fi. Am ieșit din parc și suntem întâmpinați de un domn care oferă poze cu această maimuță chinuită. Maimuțică, dar e chinuită. Ala. Oh, s-au deschis buticurile, ia uitați aici câtă culoare. Chiar a fost o experiență minedită, plăcută, liniștită, adică întihnă așa, știi, parcă îmi zicea bunica, ne-a tihnit. A fost frumos, ne-a plăcut mult. Toată lumea ne dă subscribe aici pe Riviera Maya. Ne-am făcut foarte mulți abonați din Mexic. Aici am parcat noi. Am economisit $10 și vreau să precizez un lucru pentru cei ce ne-au tot acuzat la ultimele vloguri că suntem zgârciți, avari sau, mă rog, cum vreți voi să numiți toată această alegere a noastră de a fi atenți la buget. Noi călătorim full-time și atunci e foarte, foarte important bugetul. Altfel ne întoarcem acasă și ne reluăm joburile și călătorim o lună pe an, nu 12 luni pe an. Așadar, da, acesta este motivul pentru care suntem atenți la buget. Se numește educație financiară și fără de ea nu poți să-ți împlinești visurile și să călătorești full-time în jurul lumii.